97/2017 de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la articolul 6 din ordonanță. Domnul Vosganian. Domnul Vosganian. Domnul Vosganian. Domnul Vosganian. Vă rog. Vă rog, stimați colegi. Păi nu, nu-i din cauza mea. Vreți explicarea votului, vă rog. Nu vreau să explic, vreau să spun altceva. Sunt de aproape 30 de ani în Parlament. Acum o lună s-a întâmplat un incident în Comisia de Buget pe care n-am vrut să-l fac public, pentru că era vorba de o colegă de-a noastră în acest partid, care a acuzat pe toți membrii biroului permanent că sunt niște imbecili, ba chiar de o imbecilitate sublimă, iar pe noi toți ne-a acuzat că suntem hoți. Eu suport de aproape 2 ani o atmosferă incalificabilă în Parlament. Astăzi, un coleg de la USR a făcut un gest impardonabil. Domnule președinte, vă rog foarte mult, convocați instanțele acestei Camere a Deputaților, pentru că acest domn trebuie să suporte consecința gestului lău. Eu nu mai suport! Eu vă previn că nu mai vin în Camera Deputaților dacă se tolerează astfel de gesturi. Mulțumesc. Vă rog, faceți sesizare la biroul permanent și vom vedea ce situația a fost, că nu știu. Să știți că unul din colegii aceia făcea niște jigniri inadmisibile pe Facebook în timp ce noi eram aici în sală. Deci cu asta se ocupa, stimați colegi. Noi nu mai trebuie să tolerăm așa ceva. Nu mai trebuie să acceptăm să fim jigniți în permanență în numele unei așa zise libertăți a cuvântului. Mulțumesc. Domnul Stelian. 97/2017. 97/2017.